anunță Digi24. Fosta șefă ADNA a făcut declarații la ieșirea de la audieri. În acest moment nu am voie să vă spun absolut nimic cu privire la acest dosar. Mi s-a interzis de către procurorul de casă să mai vorbesc cu presa. E absolut ticăloasă hărțuirea Laurei Codruța Kövesi de către această secție specială construită de ei, de se întâmplă exact ca pe vremea lui Adrian Năstase, când Rodica Stănoi era ministru justiției, un fel de Tudorel Toader, mai puțin bubos și mai cu fustă. Și cum este hărțuită Laura Codruța Kövesi? Am vorbit despre asta în comentariu înregistrat anterior la aeroportul din Timișoara. Am ajuns între timp la București, ora 1 noaptea, oameni buni. Mă duc în drum spre casă și am vrut să fac încă un comentariu video. Mâine dimineață va trebui să mă trezesc foarte devreme pentru că am un proces cu Mircea Badea, care s-a gândit el să mă dea pe mine în judecată pentru că se simte jignit că am spus despre el că este sclavul lui Dan Voiculescu, infractorului Voiculescu. Zice că nu e sclav. O să vorbesc despre asta, dar vreau să vorbesc despre procesul pe care l-am avut la Timișoara. Pentru că vreau să rămână lucrurile astea consemnate pentru posteritate. Așa, să rămână pentru generațiile viitoare, să se știe ce mizerii s-au putut întâmpla în România anului 2019 și ce mizeria infect a putut să fie în presa din România. Deci la Timișoara am avut un termen, dragii mei, într-un proces în care am fost dat în judecată de către Dan Andronic, triplu inculpat, trei dosare penale, patronul ziarului Evenimentul Zilei, ziar de la care eu am plecat pentru că, adică nu pe aici, aici pe unde Dumnezeu, așa, ziar la care, de la care eu am plecat pentru că în momentul în care Udrea a început să aibă dosare penale, mă scuzați că vă scutur Bucureștiul, este... Nu vreți să știți cum este Bucureștiul, că n-a făcut nimic Gabriela Firea aici, plin de gropi. De la care eu am plecat, știți povestea, când Andronic a început să fie anchetat de DNA pentru furăciunile pe care le-a comis el, a schimbat total politica editorială, l-a adus pe Ion Cristoiu la ziarul Evenimentul Zilei din nou. Ion Cristoiu a început să facă o serie de articole, un serial despre jurnalul Elenei Udrea, a inventat el un jurnal al Elenei Udrea care făcea dezvăluiri cât de nevinovată e Udrea, lugu-lugu. Lui Andronic, deschizându-i se un nou dosar penal, a fost un moment în care el a și mai mult a încercat să ascută războiul împotriva Direcției Naționale Anticorupție și l-a dus pe acest Mirel Curea, care azi a depus mărturie complet mincinoasă în fața judecătorului. Curea, care a venit la noi în redacție direct, mi-aduc aminte când s-a lăudat la mine, că el este omul lui Nicolae Dumitru. Cine e Nicolae Dumitru? Zis Niro, patronul de la Angro Europa, un individ băgat în fel și fel de afaceri dubioase, condamnat penal în dosarul Microsoft și eliberat condiționat din pușcărie după ce a făcut vreo 2 ani de pușcărie. Deci omul altui penal. Curea, pe care îl știți, l-ați văzut pe la Antena 3, are un limbaj destul de vehement, un individ destul de slinos, așa, și moral, și fizic, aspect, nu se îngrijește, nu se spală părul, în fine. Și, deci, Andronic m-a dat în judecată pentru că am scris pe Facebook despre el că are un parteneriat media penal cu Sebastian Ghiță. Eu știam despre parteneriatul lui cu Ghiță când am plecat de la el. Am plecat pentru simplu motiv foarte pe scurt și fără alte detalii, să vă plictisesc cu prea multe detalii pe cei care știți povestea, restul găsiți pe Google, pur și simplu pentru că eu nu am vrut să devin ce e Gâdea și Badea pentru Voiculescu, să devin eu pentru Andronic. Punct. Și am spus atunci când am plecat, pentru că oamenii mi-au cerut să explic, și am spus toată povestea. Pe blogul meu este povestea, se cheamă Explicațiile pe care le datorez publicului, am explicat tot. Andronic s-a supărat că am prezentat faptul că el are un parteneriat media cu Ghiță, un parteneriat penal prin faptul că ambii sunt penal și prin faptul că parteneriatul era expres împotriva justiției, împotriva luptei anticorupție, cu redactori care erau puși seara să se uite la emisiunile
lui Ghiță, unde era denigrată Direcția Națională Anticorupție și Laura Codruța Chioveși. Până la urmă, mafioții și-au făcut amblaua cu ea. Și să reia în evenimentul zilei și să pluseze, să valideze. Și am zis, domnule, eu n-am niciun partener media penală. Acum vreo 2 ani de zile m-a dat în judecată. 2 judecătorii din București au respins acțiunea, pentru că a intentat aiurea acțiunile pe acolo. Și la urmă a ajuns la Timișoara, unde în sfârșit s-a acceptat să ne judecăm. Între timp, ce s-a întâmplat, oameni buni? Între timp, Andronic ăsta, derbedeul ăsta media, a fost prins la Belgrad cu Ghiță, în întâlniri cu Ghiță. Ghiță fiind fugar urmărit internațional. Deci vă dați seama, el pretinde că n-are niciun parteneriat cu Ghiță, dar el se întâlnește cu fugarul, pe care autoritățile nu-l găsesc, dar îl găsește el, Andronic. Vă dați seama cât de ridicol. Și ca să o treacă cumva în instanță, l-a propus martor pe acest Curea, care Curea a venit astăzi, mă rog, l-a luat avocatul meu la tăbălit, s-a încurcat în minciuni și care a spus numai minciuni despre mine, de la un capăt la altul. Vă dau exemplu, un exemplu. La un moment dat, Mirel Curea l-a dat afară, l-a forțat pe Ionel Stoica să plece. Ionel Stoica fiind jurnalist acreditat pe justiție, și l-a forțat să plece pentru că Ionel nu vroia să le facă jocurile și nu vroia să le scrie mizerile împotriva DNA-ului. Și atunci l-a tot stresat pe ăsta în ședință, s-a legat de el pentru ce a scris Ionel Stoica pe Facebook împotriva lui Cristoiu, pentru o prostie. Era un pretext ca să-l forțeze să plece. Eu m-am certat atunci cu Curea și am spus că nu e în regulă ce face, eu fiind redactor șef online, Ionel Stoica fiind un jurnalist care era foarte muncitor, scria multe articole, articolele făceau vizualizări, i-am spus că nu este în regulă. Și Curea a zis că îmi dă cu scaunul în cap. Așa mi-a zis, bă, îți dau cu scaunul în cap dacă mai comentezi, hai afară în parcare să ne batem. Asta ca să înțelegeți ce, de ce joasă speță e acest individ. Vă dați seama, un individ într-o redacție să-i spună unui coleg din presă mai tânăr că îți dau cu scaunul în cap și că hai în parcare să ne batem. Deci individul este de o jegoșenie și de incultură incredibilă. Și el, știind că nu poate să nege acel episod, pentru că urma martorul Camelia Tabacu, care era din redacție și știa povestea, a zis, a mințit că el a zis, da, că îmi dă cu scaunul în cap, dar pentru că eu aș fi jignit-o pe Simona Ionescu, redactor șef evenimentul zilei. O minciună, bineînțeles, o minciună pur și simplu. Deci a mințit în instanță. Ce vroiam să vă scot în evidență, dragii mei, din această poveste, în care Dan Andronic o forțează pe Simona Ionescu să vină martor, Simona fiind, înțeleg, a adus în fața instanței că este grav bolnavă, nu explic ce boală, că e treaba ei, problemele de sănătate sunt private, dar e grav bolnavă, e netransportabilă, dar Andronic insistă așa bolnavă, în faza aproape terminală, să o aducă pe femeia aia ca să mă denigreze pe mine, ca să obțină el nu știu ce de la instanță. Pentru că din momentul în care el a fost fotografiat la Belgrad cu Ghiță, de 3 ori, oameni buni, de 3 ori, ultima oară și cu Gușă, Ghiță fiind urmărit internațional, el fiind toată ziua la Ghiță, emisiunea lui Cristoiu fiind făcută pe România TV, emisiunea Capital TV, care Capital e tot mafia media lui Andronic, fiind făcută la România TV, nu știu cum crede el că mai poate să convingă vreo instanță din țara asta și din univers că el n-are un parteneriat media penal cu Ghiță. Dar el insistă să mă hărțuiască. Îmi cere daune, n-o să vă vină să credeți, Dita Mai, milionarul de la Monaco, că e milionar Andronic, milionarul de la Monaco și-a făcut nunta la Monaco, să vedeți și-a fost acolo toți mari interlop politici ai României, milionarul de la Monaco îmi cere mie daune, 300 de milioane de lei sau cât vrea, nu știu cât vrea exact. Nici nu mai știu sumele. Sub pretextul că, vezi, doamne, am adus atingere imaginii și onoarei, că am spus ceva ce știe toată lumea, oameni buni. Cred că nu este om cât de cât interesat de situația politică din țară și de știri care să nu știe că Andronic e pe o labă cu Ghiță și că împreună au înjurat DNA-ul și că au pus și ei umărul ca să se ajungă la situația asta pe care ați auzit-o în buletinul de știri de la ora 1 noaptea de la Digi cu Laura Codruța Chioveși și pusă culmea sub control judiciar cu interdicție de a părăsi țara, vă dați seama, pentru că
Nicolae Popa a fost adus în țară ca să-și execute pedeapsa. Deci, oameni buni, este... Deci asta este ceva... Ceva ireal, adică... Nu e că a luat ea niște bani pentru ea, că are o vilă nejustificată, că... Deci este ceva, oameni buni, stă mintea în loc și ticăloșii pot să comită acești mafioți. Stă mintea în loc cum pot ei să te hărțuiască. Cum l-au adus pe Curea, care a dezvoltat o întreagă minciună acolo împotriva mea, cu denigrări, cu... Deci ceva incredibil, deci o fabulație incredibilă de la un capăt la altul. Noroc că am avut un avocat foarte bun și incisiv și când a început să-i pună întrebări, vă dau exemplu. A zis Curea în fața instanței că Molin Bot a declanșat o campanie violentă împotriva lui Andronic pe rețele sociale. De o violență ieșită din comun. Și avocatul a lăsat să zică toate prostile și a notat și după aia a început. Ați spus că a făcut Molin Bot o campanie violentă. Vă rog să-mi spuneți ce fel de cuvinte a folosit Molin Bot, care v-au determinat pe dumneavoastră să spuneți că e o campanie violentă. O întrebare pentru că el știa că la dosar sunt depuse postările mele și nu era nimic violent acolo. Eu doar am spus că Andronic are un parteneriat media penal cu Ghiță și că îl servește media pe Ghiță. Ceea ce este un adevăr, oameni buni. Ajung să fii hărțuit în instanță pentru că spui un adevăr simplu. Și el ar fi trebuit să indice. Dom'le, a spus violent, nu, că îl bate pe Andronic, că aia, că aia, că aia. Și el n-a putut să indice cuvintele. Clar, bang, s-a văzut că minte în fața instanței. Și așa l-a luat pe toate afirmațiile lui, dădea ăla din colț în colț la un moment dat, îi tremurau mâinile la spate pentru că se dovedea cu propriile lui spuse că minte omul în instanță. Ce este absolut jegos este ceea ce au încercat ei să facă, oameni buni. Deci a venit acest individ, acest Curea, faza amuzantă, o tot dădea cu jurnalismul, cu nu știu ce, domne, că noi ziariștii, că să vedeți, că o fi coplesni. Și l-a lăsat avocatul meu să vorbească cu ziaristul în sus, jurnalismul în jos, jurnalismul la stânga, jurnalismul la dreapta. Și l-a întrebat avocatul, vă rog, doamna președinte, să-l întrebați pe martorul Curea, unde a făcut facultate de jurnalism? Bang, domnul Curea n-are facultate de jurnalism. Păi atunci zice, ce vorbește el, în ce calitate vorbește aici? Că n-are expertiză, există două, ca cineva să-și dea cu părerea într-un domeniu, trebuie să fie calificat. Curea nu e calificat. A început el să se laude că el ar fi făcut, nu știu, trei facultăți. Domne, ce facultăți poate să facă un om care îi spune unui coleg, hai că-ți dau cu scaunul în cap și hai în parcare să ne batem? Și eu nu știu ce facultăți a putut să facă individul ăsta. Ce facultăți poate să facă un individ care astfel se comportă, oameni buni? Păi nici pe șantier în ziua de astăzi, poate în anii 60-70 se mai întâmplau, dar nici pe șantier în ziua de astăzi nu mai se recurge la chestii de genul ăsta. Hai să-ți dau cu ciocanul în cap sau cu... Adică, serios, deci astea sunt niște chestii din anii 70. Însă, oamenii ăștia, aici vroiam să ajung, deci oamenii ăștia sunt niște oameni profund imorali, profund corupți, niște oameni de cea mai joasă speță, dragii mei, care ei te hărțuiesc pe tine, înțelegeți? Pentru că Andronic este o sursă de denigrare, eu am spus în... Deci, de 2 ani de zile de când eu am plecat de la el, ziarele lui mă denigrează pe mine cu toate minciunile posibile. M-au acuzat de scandaluri sexuale inexistente. Au scris că eu omoram animale, că nu vă mai zic poveștile, plătit de soră și toate nebuniile. Deci ei te denigrează, exact ca și Mircea Badea, care același lucru face. De 4 ani de zile Badea mă denigrează în continuu. Și el mă dă pe mine în judecată. Deci vă dați seama cât de ticălos sunt oamenii ăștia. Sunt ca niște interlop care tâlhăresc pe cineva și după aia îl dau în judecată că s-au rănit la deget când i-au dat cu pumnul în gură și ca să-l rănească să poată să-i fure portofelul. Și cu asta mă lupt, oameni buni. Alaltă ieri am stat toată ziua să fac 40 de pagini, am scris pentru instanță, pentru procesul de astăzi, că e 1 și 18 minute noaptea cu Badea. Azi am pierdut toată ziua la proces, adică ieri de fapt, că am pierdut la proces la Timișoara.
Acum mă duc acasă la 2 să mă culc, la 6 trebuie să mă trezesc în București, condus de firea de unde locuiesc eu până la tribunal. Dacă nu plec la 6 jumate, nu mai ajung la instanță, la termen. Cu asta mă ocup, oameni buni. De ce au făcut ei toată treaba asta? Tocmai pentru asta, ca să te hărțuiască, să te dărâme psihic. Probabil că mulți n-ar fi rezistat la presiunea asta psihică. Ba de a vrea 200 de mii de euro îmi cere daune. Andronic îmi cere nu știu câte sute de milioane. Ei crezând că dacă vin tot și deschid acțiuni și mă copleșesc, eu o să cedez psihic sau cine știe ce o să întâmple. Eu o să vă zic, dragii mei, că într-adevăr sunt cam obosit de toate hărțuielile astea, că se adaugă și procesele jandarmeriei, orele de somn sunt puține și limitate. Într-adevăr au reușit să mă obosească un pic, dar în niciun caz să mă descurajeze. Toate mizerile astea o să vedeți pe măsură ce instanțele se vor pronunța, se vor întoarce împotriva lor. Și vor fi niște lucruri, cum se spune, cine sapă groapa altuia pică singur în ea. Și pe mine mă motivează să continui lupta cu acești căloși. Când se va termina procesul cu Andronic, pentru că acolo au fost audiați mai mulți martori care au descris în amănunt mizerile pe care le-a făcut Andronic în evenimentul zilei, cum erau organizate campaniile de denigrare împotriva Direcției Naționale Anticorupție, cum funcționa parteneriatul media penal cu Sebastian Ghiță, a descris Camelia Tabacu astăzi. Toate acele documente din dosar am să le fac publice. Toate. Și declarațiile lui Andronic, și declarațiile lui Curea, să vedeți ce jegoșenie a putut să scrie. Tot am să fac public. Și va rămâne pentru posteritate mizeria pe care ei au încercat să o facă oameni. Și eu am convingerea că, indiferent că eu sunt mic și mă judec cu ei, ok, ca persoană fizică, n-am redacții în spate, n-am găști civice, n-am nimic. V-am pe dumneavoastră. Atât. Dar eu mă judec cu ei. Și indiferent dacă câștig sau nu, toată mizeria asta va fi expusă public. Totul va fi făcut public. Și o să rămână pentru posteritate. Și o să vedeți că până la urmă binele este imposibil să nu învingă. Și ei sunt de partea unui rău atât de hidos și atât de monstruos și atât de oribil, oameni buni, încât nu vor putea niciun fel să mai mintă pe cineva cu privire la cât de ticăloși sunt ei.